toate anchetele se rup în România la niște firme fantomă care dispar. Păi o primărie care se aprovizionează de la o firmă fantomă ar trebui să-și pună problema de unde ea. Ar putea să se ducă undeva ancheta asta. Haideți să luăm licitațiile de la primării. Câte primării în România se aprovizionează de la astfel de firme? Toate. Nu, dacă foarte mult. Marea majoritate. Tot. Incredibil. Incredibil. Păi legitimează tot traficul ăsta. Armata. Altă și armata cursă. Se legitimează pe armata se alimentează trebuie să aibă tot stocuri de produse, de combustibil, de, deci să facă aprovizionări. Deci este un circuit întreg. Firmele astea care s-au interpus între statul român sau pe vremuri rafinăriile produceau petrol sau combustibil de cea mai bună calitate și trebuiau să-l livreze către armată, să spunem. Bineînțeles că între ele intervenea un intermediar, în loc să vândă rafinăria direct la armată, apărea unul care prelua combustibilul de acolo și se îmbogățea el și cei care îl ajutau, puterea politică de la toate vremurile, s-ar putea face o analiză, doamna, numai cu firmele care au dispărut. Vedeți noi, cine au fost acționarii, de ce nu mai sunt în țară și unde au plecat, că nu sunt dispăruți. Sunt pe undeva, ori fi până Venezuela, până, cine știe, dar să trimite atâtea oameni, nu este chiar o problemă simplă.